poveste. Și cântec de la părinți, mă cânt să
dragii mei. Îmi pare rău că nu am putut să fiu când s-a cerut spectacolul, pentru că vreau la alt eveniment la mesaje de expoziție. Dar țin neapărat să vă spun acum câteva cuvinte. Acest spectacol a fost unul din segmentele festivalului 6 continente la Cucuși, festival al cărui director sunt eu pentru România, Monumentul Oina Iovănel Spineanu. Festivalul a fost organizat de colegii mei de la Rotary Târgu Jiu. Cred că este o mare reușită culturală și vreau să salut în mod special această trupă minunată de dans, această echipă de dans folcloric și de muzică tradițională, care vine de la Peștișani, prin munca și dăruirea sufletească a dragii noastre Emilia Bubulac, care a fost colegă de școală cu mine. Eu m-am născut la Padeș și am făcut o parte din școală la Constantin Brâmbuș în Peștișani. Așa că voi poate călcați puțin și pe urmele pașilor mei prin Peștișani. Mă bucur enorm că v-am regăsit aici și că putem să ne unim inimile în acest fapt cultural minunat. Aș dori din tot sufletul ca să ne vedem și cu alte asemenea prilejuri și să putem să ne împărtășim sufletește dragostea pentru cultură. Felicit încă o dată copiii aceștia minunați, care pur și simplu m-au încântat, pentru că nu mai departe tradiția noastră populară, pentru că acest festival de cultură portugheză noi l-am transformat într-un festival interactiv care să lanseze peste votare și segmente din cultura noastră românească. Pentru acest lucru, el devine valoros în România și pentru toți românii. Vă mulțumesc mult tuturor și că ați participat dumneavoastră și doamna Emilia Bubulac, care face un lucru extraordinar, lucrând cu elementul tânăr în cultură, și vouă copii că vă străduiți să duceți mai departe tradiția folclorică. Mulțumesc mult!